Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou în studioul Capital TV. La această oră îi avem ca și invitați pe domnul Romi Carmazan, candidat din partea Partidului României Europene pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, și pe domnul Mircea Muntean, susținător al doamnei Paula Corbu pentru funcția de primar al municipiului Deva. Bună ziua, domnilor, bun venit în studio Capital. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. Ce mai faceți? În fiecare zi stăm de vorbă cu oameni, încercăm să le arătăm cum se pot rezolva lucrurile, de ce nu le-au rezolvat ceilalți și, bineînțeles, să venim cu programe care să fie reale, să se poată duce la bun sfârșit, având în vedere că în spate există o experiență bogată în administrație și cu multe reușite. Bun, suntem în a treia deja. Am intrat într-a treia săptămână de campanie electorală. Penultima. Penultima. Și mai e mult până departe, nu? Nu mai e mult până departe. Cum a fost până acum, domnul Romi? Frumos. Interesant, dacă mă întrebați. Așa? Și în altă ordine de idee, destul de trist. Ca să afli că, în continuare, după foarte mulți ani, încă rămân enorm de multe lucruri nerezolvate. Încă găsești în teren oameni extraordinar de dezamăgiți, nu numai de actuala guvernare sau de actuala administrație locală, în general despre, vorbind despre clasa politică, și să întâlnești oameni care parcă nu mai au nicio perspectivă. În altă ordine de idei, plăcut, pentru că vedem că se poate, vedem că în jurul nostru se creionează o echipă, apar oameni implicați, oameni cu o dinamică mai aparte și parcă se mai ivește așa un licăr de speranță, atât în ochii noștri, cât și în ochii electorali. Se mai vede luminița pe care o căutăm de ceva vreme de la capătul tunelului. Am înțeles. Domnul Munteanu, am o întrebare pentru noastră, că ne-au scris unii oameni și pe pagina noastră de Facebook, mai ales după materialele difuzate cu dumneavoastră și cu fiica dumneavoastră. Vedeți? Plus că am mai și discutat cu cineva la un moment dat, și îmi spunea așa: domnule, știi care e dezavantajul Paulei Corbu? Am zis, nu știu, din punctul nostru de vedere, care? Zice, băi, că o cheamă Paula Corbu și nu mai cheamă Paula Munteanu. Zic, nu înțeleg. Păi zice, pe buletinul de vot, acolo, când lumea deschide buletinul de vot, o să scrie pârle Paula Corbu. Unii nu o să știe că e fata lui Mircea Munteanu. Ce părere aveți de chestia asta? Eu mă bazez pe inteligența devenilor. Deși un paradox și totuși o certitudine, când am pierdut atunci cu acel Mircea Muntean, clona, la Petroșani, dau un exemplu asemănător ca mărime cu Deva, au greșit 99 de oameni și l-am aici pe mentorul meu de atunci, că mi-a fost primul meu consilier și omul care m-a însoțit peste tot umăr la umăr în campania din 2012 pentru Consiliul Județean, și la Deva au greșit 3.000. 3.000. Deci e un semn mare de întrebare că totuși ceva n-a fost foarte clar. În urmă cu 4 ani, când iarăși l-au pus pe Mircea Muntean pe listă, au greșit 1.700. Atunci chiar actualii care astăzi încearcă această mică diversiune. Eu le răspund cu un banc foarte frumos la vremea respectivă și și-au mai pierdut din notorietate în timp, și anume că Bulă s-a dus să schimbe buletinul și a zis, cum vrei să te chemi? Păi Ionescu. Atenție, atenție. Ionescu. Așa. Și după o zi s-a dus din nou la starea civilă, vreau să-mi schimb din nou. Păi zice, cum? După o zi? Da, și cum vrei să te Popescu? Păi cum, de ce?
Păi zice, îmi spunea toată lumea, Ionescu fost bulă. Și acum îmi va spune Popescu fost Ionescu. Așa că Paula Corbu va câștiga alegerile cu siguranță, să nu aibă nimeni nicio teamă și nicio reținere, și probabil că de mâine lucrurile se vor certifica prin mai multe certitudini și va fi greu și mie și la actuale adversari să o mai învingem pe Corbu Paula, fostă Munteanu. Am înțeles. Ați înțeles? Dar pe ce poziție e Paula pe buletinul de vot? Că n-ați spus niciodată lucrul ăsta până acum. Pe locul 9. Paula este pe locul 9. Poate că ar trebui să marșați pe lucrul ăsta. Să spuneți, votați Paula Corbu, poziția 9. În toate materialele am pe lucrul ăsta. Domnul Munteanu, mai am o întrebare pentru dumneavoastră și pe urmă mă duc din nou spre domnul Romin Carmozan. Dumnezeu, cine candidează de fapt dumneavoastră sau Paula? Că n-am înțeles prea bine. Deci, Paula este o fată... Eu adică, de ce pun întrebarea asta? Foarte bună și foarte... Nu-i pusă cu răutate. Foarte, nu, și eu răspund foarte clar. Deci, probabil că n-aș fi cel mai îndreptățit ca tată să-mi laud fiica. Dar... Ba nu, sunteți cel mai îndreptățit. Am avut curajul să mă retrag din Parlament pentru a nu beneficia de pensia nesimțită. Altfel și eu eram catalogat un parlamentar care are pensie nesimțită. Doi în România. Eu și Sorin Marica. Și dacă nu mă înșel, parcă mai e unul în Buzău. Dar ăla nu știu cu certitudine dacă a făcut-o. Păi nu, Sorin e deputat încă. E, dar s-a retras și n-a beneficiat atunci de pensia nesimțită. Deci am avut curajul să mă retrag și acum. Sigur că am spus întotdeauna, pe cine voi sprijini va câștiga alegerile. Păi până alaltăieri, să spun așa în ghilimele, toți adversarii mei au zis că sunt cu ei, rând pe rând. Cel de la PER, cel de la PNL, cel de la PSD, cel de la UDMR, cel de la... Toată lumea a zis acest lucru. Eu am spus, singurul candidat care îl susțin este Paula Corbu și care va câștiga fără nicio reținere, pentru că este nedrept pentru ce mi-au făcut și pentru că mulți încearcă să șteargă zecile de reușite în administrație, de la crearea cartierelor de blocuri, de case de locuințe pentru tineri, la sensul legislatorii, la fântânile de care se bucură toată lumea. Nu mai vorbesc de cele știute, Aqualand sau telecabină, renovarea cetății. Deci lucruri care au pornit la timp și le-am construit la timp. Anvelopările, gândiți-vă foarte bine că le-am pornit încă de pe vremea premierului Tăriceanu, care a fost prezent la primul bloc din România. Am renovat de asemenea centru vechi, fără să-l termoizolez din punct de vedere energetic, atunci nu erau încă finanțări acordate pe o lucrare atât de amplă cum este acum. După mine au fost cei de la Bacău, urmă primăria Capitalei, câteva sectoare care mi-au furat proiectul. Am renovat o piață total neaspectoasă și din toate punctele neigienică. Au venit primăria sectorului 6, primăria Oradei. Toată lumea ne dă exemplu de la Bihor cu reușitele de atunci. Dar primarii aceia au făcut aici profesie lângă mine, că eram cu un an, cu un mandat mai... Bun. Și oamenii au mers mai departe. Și au mers mai departe. Cum să creadă cineva că nu poate identifica lupul dacic, semnul nostru electoral și sfinxul, simboluri, monumente ale naturii, simboluri protejate de UNESCO, simboluri care fac sigla Partidului România Europene autentică, mai ales pentru Deva și județul Hunedoara. Și atunci Corbu vi se pare un nume atât de greu de reținut? Nu, n-am spus asta. Dragi de veni, votați Corbu și votați steagul dacic, lupul dacic, ca să fie mai simplu localizat. Cel mai simplu cred că ar fi numărul 9. Poziția 9.
Numărul 9 pe buletin. Vă rog, domnule Cărmăzăr. Bun, vedeți dumneavoastră, când am început această campanie, eu unul, alături de echipă și alături de Mircea, care trebuie să recunosc că este omul care stă în spatele nostru cu experiența, drept dovadă, mie unul nu mi-a fost deloc, că a fost o cinste și o onoare să-l am alături de mine pe toate buletinele și pe toate materialele care le distribuim în această campanie. Mi-am propus să fac un alt fel de campanie, mi-am propus să schimbăm un pic modul în care s-a făcut campania până acum. Mi-am propus la un moment dat să aducem chiar pe toți competitorii la masă, dar nu la masa în care să ne arătăm unul spre alții, să căutăm vinovații, la masa în care toți să ne punem umăr la umăr, cum se făcea pe vremuri când se ridica câte o piatră la piramidă, și să reușim să scoatem lucrurile din zona asta gri în care se află în județul Hunedoara. De ce spun asta? Județul Hunedoara este un județ atipic. De ce? Este cel mai urbanizat, cred că am mai spus-o dumneavoastră în emisiune, este cel mai urbanizat județ din România. Practic lucrurile stau destul de binișor, dacă o vedem așa la prima vedere. O mare parte de oameni sunt comasați în câteva blocuri și atunci ne-ar mai rămâne undeva în jur la 75-76% locuiesc în mediul urban, deci Consiliul Județean, da, ocupându-se de partea de rural, ne-ar mai rămâne foarte puțin pe aici, pe acolo. Dar acolo este foarte, foarte mult de lucru, pentru că avem și un județ cu o întindere destul de mare și cu un relief foarte vast, de la câmpie la podii și imediat avem zonă montană. Acolo trebuie să intervenim și am mai spus-o și o spun în continuare. Nu trebuie absolut nicio filozofie, decât doar niște oameni cu aplecare înspre muncă, cu seriozitate și cu cuvânt. Eu știu că este foarte greu să mă înțelege și o spun tuturor și am spus-o. Toată lumea ne apostrofează, lasă, domne, că toți promit, lăsați, domne, că s-au mai promis și în anii trecuți. Ajunge... Nu mai spune lumea? Da, spune în continuare, să știți. Nu mie, vorbesc la modul general. E drept. Au fost și momente grele și trebuie să le recunoaștem, dar dacă mă întrebați pe mine, eu zic că este momentul să ca în ăsta, dacă căruța s-a împotmolit... Să punem umărul. Da, ori punem umărul, dacă nu putem să punem umărul, atunci nu schimbăm căruța, să schimbăm caii. Să vină niște cai care să poată trage căruța asta din amul. Eu fac parte din categoria pur sânge de galop. Sunt tânăr, am energie, am condus instituții mari, am fost 5 ani director Oficiului Județean de Poștă, am condus sute de angajați și unde pot să spun că am lăsat treburile bine făcute în măsura în care s-a putut. Am fost alți 5 ani șeful protecției consumatorului pe județul Hunedoara și, cel mai important, am fost 20 de ani în mediul privat și am cântărit bine absolut tot ce faci. În mediul privat, să știți că te uiți și la un pix cât costă. Nu-ți poți permite să arunci banii pe fereastră. Și stabilești prioritățile foarte, foarte clar. Acolo știi ce ai de făcut astăzi, ce trebuie să faci mâine, că dacă nu la sfârșit de an, nu ai bănuți. Pentru asta ai reușit și ca manager la stat, pentru că ai avut experiența și toți trebuiau să facă treaba asta. Eu nu spun că nu s-a făcut și vreau încă o dată să le spun tuturor alegătorilor. Ei trebuie să decide ce s-a făcut sau ce nu s-a făcut. În schimb, pot să spun că se vor putea face mult mai multe lucruri, pentru că haideți să vă dau un exemplu. Eu sunt de părere și de principiu că trebuie să le mulțumim celor în vârstă pentru ceea ce au făcut pentru județul ăsta, pentru că, într-adevăr, sunt oameni care au mai făcut și lucruri bune și e momentul să înțeleagă că trebuie să vină tinerii, da? Eu fac parte din categoria tineri și mi-am contracandidați care sunt tineri. Dar, din păcate, i-au mai condus această instituție și rezultatele sunt care sunt. Nu vreau să dau exemplu încă o dată, nu vreau să vorbesc de nimeni. Deci e momentul să vină oameni cu altă perspectivă. Pentru că toată lumea vorbește de digitalizare, de informatizare. E nevoie de alt suflu. M-am uitat cu... Nici nu știu, am avut un mix așa de sentimente încurcat când pe o listă de consilieri locali am găsit o persoană de 80 și ceva de ani. Tot respectul, am bunici, am părinți de o vârstă înaintată. E perfect că e acolo. Dar gândiți-vă ce va însemna pentru acea persoană o ședință online sau să trimiți materiale, să le ridici pe o platformă. Pentru că, într-adevăr, oamenii au făcut enorm de mult pentru țara asta, dar într-o altă epocă. Astăzi lumea se modernizează, astăzi lumea se schimbă. Astăzi nu mai putem trăi fără device-uri, fără telefon. Astăzi documentele se semnează electronic. Astăzi un proiect cu finanțare europeană se ridică pe site în format electronic. Deci nu mai... ar trebui desființate, ar trebui updatate toate.
Și vă dau un exemplu. Citeam în urmă cu câteva zile o informație care de fapt nu este nouă, dar tot apare, lumea trece cu vederea. Astăzi, la momentul de față, și suntem doar la jumătatea anului, ce-i drept într-un an extraordinar de greu, extraordinar, poate un an care va rămâne marcat în istoria omenirii, mai bine de 2.000 și vreo 700 de unități teritoriale administrative, și aici în mare parte comune, nu se mai pot susține financiar. Deci, efectiv, există lucrul ăsta, se poate verifica. Asta înseamnă că nu-și mai pot plăti salarii, nu pot să-și plătească cheltuielile cu utilitățile, cu și așa mai departe. Ce se întâmplă în momentul de față? Guvernul, toți se duc și bate în ușa guvernului, se duce la fondul de rezerve, scoate niște bănuți care sunt tot bănuții noștri și trimite în teritoriu pe unde e nevoie pentru salarii, pentru... Nimeni n-a spus-o până acum. Cred că un singur personaj din bordul de conducere al politicii din România, ca să spun așa, că e nevoie de o regândire. E nevoie de o regândire de a ne reorganiza, de a ne pune lucrurile să funcționeze într-un anumit mod. Și haideți să vă dau un exemplu unde vreau să ajung, că nu vreau să-mi pierd ideea. De la Deva, dacă luăm compasul și tracem așa un cerc și facem o rază de 16 km, avem în jur de 16 primării, verificate de mine. Deci de la Deva, dacă ne ducem, avem 16 primării. De la Șoimuș, la Vețel, la Ilia, la Brănișca, la Hărău, la Certej, la Simerea, la Rapolt, Cârjiți, Peștiș și așa mai departe. Deci le numărăm, sunt 16. Ce înseamnă asta? 16 primari, 16 viceprimari, 16 consilii locale, 16 secretare, 16 echipe de fotbal, 16 șoferi, 16. 16 ori? Ori, da. Asta înseamnă cheltuieli de multe ori chiar nejustificate, pentru că, ok, n-am nimic cu comunitățile care pot să susțină. Să mă înțelegeți, foarte bine sunt comunități care trebuie să gestioneze, să-și gestioneze fondurile corespunzător. Dar din aceste mare parte sunt comunități sub 1000 de locuitori care din taxele adunate de la cetățeni nu pot să-și plătească iluminatul stradal. Deci, la sfârșit de an, Comuna Bătrână, de exemplu. Comuna Bătrână, cred că și Cârjițul, dacă stau bine să mă gândesc aici în deal, și așa mai departe. Ele trebuie reorganizate, trebuie aduse pe lângă niște primării cu potențial, nu neapărat desfințate, acolo să rămână un birou, dar în care să le facem să devină mai suple și mai funcționale, mai operaționale. Pentru că, în momentul de față, aceste comunități nu sunt altceva decât niște centre sociale, ca să spun așa. În momentul când tu nu te poți susține și te duci și bați lunar în poarta guvernului să-ți dea bani pentru salarii, nu cred că se mai poate chema o unitate teritorială administrativă eficientă. Plus că salariile în primării nu sunt de aici, de acolo, mici. Mai probabil oamenii alem... Deci, eu aș milita pentru chestiunea asta. Aș milita pentru forma asta de organizare și că asta trebuie să ne gândim extraordinar de repede dacă vrem să facem ceva în țară. Dacă nu, nici nu știu, ultima reorganizare din punct de vedere teritorial administrativ a fost prin 60 și ceva, nu existam. Yeah. Noi nu eram atunci, cred că Mircea nici el nu era. Era mic. Deci, de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Suntem organizați acum pe regiuni de dezvoltare, dar la nivel micro, în interioarele județelor, lucrurile nu stau deloc. Și de aici apar și aceste disfuncționalități. Unii primari reușesc cu echipa lor să încropească proiecte, să ducă comuna sau localitatea respectivă într-o zonă cu un nivel ridicat, să crească calitatea vieții. Unii nu reușesc. Și discutam cu dumneavoastră înainte în studio. Nu am nimic, să știți. În România învățământul a fost gratuit și în continuare este gratuit. Așa. Și cred că și obligatoriu. Da? E cel până puțin, la o anumită. Până la o anumită da. Îmi aduc aminte că în generația noastră, dacă nu mergeai la școală, ne trimitea învățătoarea să chemăm, să-i căutăm pe unde găsim, să-i aducem la școală. Astăzi, și cei care ocupă funcții de conducere, de la primar, viceprimar, consilier județean, ar trebui să aibă impus, cum îi cer declarații de poliție politică, declarații de avere, declarații de interese, să-i cer și un document prin care să-i ateste studiile. Poate unii zică, domnule, dar ce-i cu democrația? Ok, nu am nimic cu oamenii, dar atunci când gestionez banii comunității... Eu am mai spus odată într-o altă emisiune, să nu vă uitați ideea, domnule, eu pentru primar aș cere minim studii superioare, da? Iar pentru consilierul local, liceul cu bacalaureatul luat. Obligat. Și ca test suplimentar, dictare de clasa a doua, pentru ambii. Asta ca o glumă. Acum, vă rog. Ideea este foarte bună, dar
un paradox există între România și Polonia. Polonia fiind, de exemplu, de absorbția celor mai mari sume de la Bruxelles pe parcursul evoluției post-decembriste, să zic așa, că ei cu un an înainte, nici cu un an, cu vreo 6 luni, și-au dobândit independența prin Sindicatul Solidaritatea și prin Lech Walesa, care a ajuns ulterior președintele. Din ce funcție? Din funcția de electrician, maestru electrician, nici nu știu dacă era maestru. Ei, în schimb, la reforme au fost primii. Au făcut regionalizarea din 70 de județe, 65 de județe, Polonia e ceva mai mare decât România, au făcut 17 voievodate. Și-au dat seama că sunt prea multe, deci 17 voievodate, care să respecte ținuturile istorice ale Poloniei. Și după un an s-au dus din nou cerând sume și au mai primit 2 miliarde de euro și au redus la 14, de la 17, și acum Polonia are 14 voievodate care dictează. Germanii și-au creat landurile, unde propriu-zis stat în stat. Ați văzut că în Bavaria sunt popularii de 45 de ani la putere. În zona estică, evident că sunt socialiști. În nord sunt mix și socialiști și populari. Deci iată că istoric pot compara cine se dezvoltă cel mai bine. Și există și o concurență să fie satele românești, unde au fost și nemți, și maghiari, și români, în procent asemănător, sunt cele mai frumoase și mai dezvoltate. Vezi cele din zona Sighișoare, vezi cele din zona Bran, Rucăr. Deci unde au existat 3 etnii, concurența a fost mult mai acerbă. Bun, acum, și prosperitatea mult mai mare. România avea dreptate în sensul că spunea că nu poți să dai miliarde de lei vechi pe mâna unuia care poate nici să citească, nu știe bine. Da, sunt cazuri, să știți, mi-aduc aminte, am avut în Consiliul Local, am fost consilier local. Dar primarul e manager până la urmă. Am fost consilier local 2 mandate la Simerea și aveam un consilier local care ajungea tot timpul din partea unei formațiuni care nu știa să citească, să știți. Gândiți-vă că acel om vota... Este unul, am înțeles, și pe... Nu, este unul pe bune, este unul acum și pe poziția unui partid, ca să nu mai dăm numele să deci, zică că îi supărăm. Asta s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în România. Să mă înțelegeți, Doamne ferește, dacă comunitatea își dorește ca acei domni sau persoane sau politicieni să-i reprezinte, este strict problema lor și este decizia lor și atunci trebuie respectate. Dar eu ca stat ar trebui să vin să intervin și să pun odată lucrurile astea să funcționeze într-o chestiune normală. Și de ce? Pentru că vedem că de-a lungul timpului nu am reușit să trecem niște hopuri care ne erau necesare. După 30 de ani încă avem drumuri nepracticabile, încă sunt, trebuie să le recunoaștem, că unii să zică că nu sunt multe, probabil nu sunt multe, dar sunt suficiente câte sunt, da? Și nu avem încă o infrastructură de sănătate solidă care să ne permite să nu strănutăm unii la alții, să ne uităm urât. Pe parte de mediu putem discuta nopți întregi sau zile întregi despre partea asta de mediu și apoi partea de cultură și de divertisment. Să știți că Hunedoara, județul Hunedoara, devine tot mai sărac în partea de cultură și de divertisment. Deseori, duminica, dacă vă duceți la o ieșire în județele limitrofe, o să găsiți plin de hunedoreni, în Alba Iulia, care se duc să plimbe în parcul cetății, să viziteze muzee, să viziteze tot felul de alte locații. Să găsiți la Sibiu, Cluj, de Timișoara, de Arad. Deci, cu toate că noi suntem foarte atractivi din punct de vedere turistic, dar n-am reușit să creăm o infrastructură care să înglobeze toată activitatea asta turistică. Și haideți să vă dau un exemplu. Suntem județul cu cea mai mare deschidere spre 3 componente de turism. Avem odată turismul istoric, pentru că ăsta ne caracterizează și aici vorbesc de cetățile dacice, Castelul Huniazilor, putem băga și cetatea de aici în această chestiune. Avem turismul ecumenic, deja suntem în top 3 în România pe parte de turism ecumenic. Vorbim de mănăstirea de la Prislop, mănăstirea de la Crișan, mănăstirile din Valea Jiului și de unde mai sunt. Dar ne mai lipsește o componentă. De la Beriu. Care am lăsat-o din nou în paragină și vorbesc de turismul balnear. Avem stațiunea Gioagiu în care nimeni, dar absolut nimeni, n-a găsit încă nicio soluție pentru a dezvolta acea zonă.
Avem stațiunile de la Vața, lăsate în paragine, lăsate a nimănui, în care la fel nimeni n-a reușit să facă o chestiune care să aducă, să crească potențialul zonei Bradului, care este zona extraordinară. Apoi vorbim de partea de divertisment și de cultură. V-am mai spus în emisiunea trecută despre Geoparcul de la Hațeg. Este o atracție extraordinară. Țara Hațegului este o zonă extraordinar de frumoasă, o zonă cu un potențial fantastic la poalele Retezatului și o zonă care se află exact între cele mai puternice locații ale noastre, între cetățile dacice, între Castelul Hunedoara, deci o zonă în care s-ar putea încropi niște circuite turistice bine puse la punct, gândite cu toată lumea, cu toți operatorii la masă. Începând de la cei care administrează o pensiune până la președintele Consiliului Județean, absolut toți factorii de decizie să-i pui și să ai consfătuiri cu el interminabile. Până la urmă trebuie găsit o soluție. Știți cum văd eu la un moment dat chestiunea asta și cu turismul și cu fiecare a făcut după cum l-a tăiat mintea? E bine. Haotic. E bine până la un moment dat, dar am constatat că la un moment dat nu sunt interconectate între ele. Eu am lucrat în, v-am spus, în rețeaua de servicii de benzinerii și deseori întâlneam nu unul, zeci, sute de vizitatori ai județului care întrebau, domnule, am fost la Hunedoara, ce pot să mai văd în județul ăsta? Mi s-a întâmplat de zeci de ori, de sute de ori. Și încercam să explic. Păi dacă vreți să vă duceți, să vedeți acolo, să vedeți dincolo, aveți la Deva, aveți la Ghelare, aveți nu știu unde, aveți... Lucrurile astea trebuia cineva să le gândească, să le pună, ca atunci când l-ai băgat pe cineva, ca în tunelul la groază, știi? Intri de la cald și ieși la rece. Paula a propus, Paula Corbu a propus un parc tematic daci. Era o veche idee a mea, dar eu am vrut să merg pe lumea medievală, nu știu dacă prindea, românii sunt mai așa cultural naționaliști din punct de vedere al istoriei și probabil că erau și elemente austro-ungare care aduceau niște, cum să zic, semne de întrebare. Și atunci s-a dus pe această variantă dacii, unde va trebui îmbunătățită partea de jos a cetății cu niște ansamble, sunt modele europene în țările vecine foarte interesante pe domeniul acesta, lupte de gladiatori, concursuri cu de calești tradiționale, o gardă a cetății, o tragere de salvă de unul ton, care bate într-o tomă acolo, îmbrăcat într-un anumit fel, luat legătura, ceva, da, am luat legătura. Și sigur de că, ce nu o domniță, da, care te întâmpine când duci cu telecabina în cetate? Am pornit de la programul O zi în folosul comunității pe care l-am avut și care cu siguranță îl vom extinde, zic eu, și la Consiliul Județean, dar am dat o formă mai interesantă, mergând pe faptul ca fiecare consilier, prin profesia pe care o are, să o zi să-și o acorde în special la a demara și a discuta cu cetățenii strict despre profesia respectivă. Cei din domeniul cultural să vedem cum putem îmbunătăți unele zone istorice foarte atractive, alții în domeniul farmaceutic, cum putem îmbunătăți sănătatea fiecărui cetățean, alții în domeniul locurilor de muncă, cum putem aborda mai mulți investitori străini, cum am făcut deja cu spitalul pe care l-a propus Paula în vechea clădire administrativă rămasă uitată în centrul orașului, cu creșa din cartierul Micro 15 la Astoria, unde cu siguranță Paula Corbu și prin suportul care îl acord eu va avea o altă abordare cu familia Pârva, care ea este până la urma urmei familia care trebuie întrebată, trebuie adusă la masa negocierilor, dar cu dovezi clare, nu numai cu o simplă discuție, că eu am vorbit recent cu fiul domnului Pârva și am spus, domnule, vom veni cu oferta clară în care dumneavoastră veți fi coparticipant la ce vom executa acolo. Nu te putem lăsa pe margine. Astea sunt niște lucruri foarte concrete, pe finanțări concrete,
pe axa 6, cum am spus, pentru parcul tematic Dacii, pe axa de a construi 3 grădinițe și 3 creșe în câteva zone distincte. Eu cred că am dovedit că am putut. Am lăsat 2 proiecte clare. Am spus parcarea din fața spitalului și cele 250 de apartamente care trebuiau în continuare la cele care le-am făcut în dealul Paiului, trebuia extinse pe poligonul militar, în urma căreia a existat un schimb între noi. Ăsta trebuie urgent regândit și repus pe tapet. Vedeți, de asta a fost provocarea Partidul României Europene în asociere cu Mircea. Pentru că Mircea, spre deosebire de mulți alții, și trebuie să o recunoaștem toți, a avut curajul să gândească dincolo de zona noastră de confort. Să știți că fiecare politician și fiecare om de administrație, în momentul când se așează pe scaun, devine confortabil și are o zonă de confort. Activitatea lui se limitează la a merge la muncă, a se întoarce înapoi la birou, a chema câțiva subalterni, a discuta chestiuni mărunte și de multe ori, după un mandat, să constatăm că în viziunea noastră am făcut extraordinar de multe, dar de fapt lumea nu vede lucrurile așa. Mircea Muntean a făcut mai mult decât zona de confort, a gândit lucruri mărețe, când îmi povestea de telecabină, cinstit, mi-aduc aminte în urmă câțiva, parcă am vrut să zâmbesc, zice, naiba, telecabină, dar de ce să urce cineva pe cetate? Astăzi acea telecabină aduce în jur de 1 milion de euro venituri la bugetul local. Când ne povestea de Aqualand, zâmbeam pentru că n-avea nimeni în zonă, în vestul țării, nu găseau Aqualand. S-a făcut Balotești în București după 10 ani. Declarasem la inaugurare, 10 ani, dragi români, nu veți avea decât cel de la Deva. Și așa a fost. Abia după 10 ani s-a construit cel de la Balotești, de lângă București. Și exact asta vreau să aplic și la Consiliul Județean, să ies din gândirea tip șablon, că avem doar de reparat drumuri, că avem doar de băgat banii în spitale. Da, trebuie băgați banii și în drumuri, trebuie băgați banii și în spitale, dar direct proporțional trebuie să reușim să creștem și calitatea vieții cetățenilor din județ. Cum? Pentru că avem o foarte mare problemă. Știți că județul Hunedoara a fost un județ monoindustrializat. Astăzi industria s-a închis la pământ. Mai avem câteva mine care se zbat în Valea Jiului și după care am închis totul. Din păcate, nu am reușit să punem absolut nimic la punct. Sau în loc. Sau în loc. Pardon, în loc. Că mai bine spus decât la punct. Uitați-vă ce s-a întâmplat în pandemie. Dintr-o dată ne-am trezit că din românii liberi și voioși, care îi găseai peste tot pe continent, i s-au închis încetul cu încetul porțile, avioanele au rămas la sol și n-am mai avut unde să ne ducem. Cred că este pentru prima dată când nu există pensiune în județul Hunedoara în care să nu fi avut grad de ocupare aproape maxim, pe oriunde. Asta trebuia să pregătim, infrastructură turistică, pentru că relieful ne permite, județul, frumusețea județului ne permite să punem lucrul la punct. E drept, trebuie să recunosc, se asfaltează drumul de la Parâng, din Valea Jiului, se muncește pe aici, pe acolo, dar trebuiau făcute eforturi mult, mult mai mari. Toată lumea spune că nu sunt bani. Am mai spus-o și o repet, bani sunt. Uniunea Europeană pune la dispoziția României, totodată la 5-6 ani, un buget extraordinar de generos, pe care noi nu reușim niciodată să punem mânuța pe ei, să-l atragem în localitățile noastre. Secretul este simplu, nu avem pe cineva cu deschidere acolo sus care să-și dorească să facă ceva, care să înțeleagă că de aia e nevoie și că lumea aia își dorește cât de mult ar prinde sau cât de bine ar dezvolta zona, cum la Deva ar dezvolta enorm de mult acest parc tematic Dacii, cât de mult ar dezvolta zona un parc tematic dinozaurul din Țara Hațegului, poate unic în Europa, în care să avem cinematografe în aer liber, să avem locații, să existe tot felul de relicve făcute, săli exponate, muzee și așa mai departe. Cât de mult ar dezvolta zona pentru copii, pentru toată lumea, pentru tineri, pentru cei care au investit în... Apoi, pentru asta avem nevoie încă de câteva lucruri pe care noi le-am stabilit ca și priorități. Putem să ne facem o listă de 100.000 de priorități. Nu astea sunt importante, sunt importante cele urgente și cele de care au nevoie acum cetățenii județului Hunedoara. Avem nevoie urgent să repunem la punct infrastructura. Trebuie să fiu corect. Există, dar avem o mare problemă la mobilitatea urbană, la mobilitatea între localități. Mi-aduc aminte că an la rând autobuzul de la Deva se oprea la Cristur,
se întorcea acolo peste patru benzi, că venea cel de la Hunedoara să se întâlnească ca să ia. Deci dădeam, transbordam jos cetățenii la Cristul, se urcau în ala de unde stau. Făceau schimbul de locomotivă. Acolo trebuia. Și iarăși un paradox acolo, că mi-am amintit de chestiunea asta, erau cetățeni care beneficiau de o reducere, că mergeau cu autobusul de la Deva până la Cristul și de la Cristul până la Hunedoara cu altul. Și costa 4 lei. Și când mergea direct, îl costa 5. E, nu se poate, trebuie să gândim și chestiunile astea. Județul ăsta trebuie să aibă un control asupra oamenilor care și așa se deplasează cu niște costuri spre locurile de muncă. Și nu toți au salarii bunicele ca să nu le drămuiască. Pentru asta e nevoie de investiții rapide în partea asta de mobilitate urbană, în care să punem cei doi mari actori, comunitățile locale, Deva și Hunedoara, să-i punem pe amândoi la masă, cred că mai avem și Peștișo acolo, da, pe o rută mică, dacă o parte aparține de Hunedoara, o parte, da, e comună independentă. Da. Și atunci să-i punem la masă, să găsim o soluție și să scriem toți, Consiliul Județean, să ne punem să facem un proiect pe chestiunea asta. Atât trebuie acolo, nu trebuie altceva. Să găsim o soluție pentru piste de biciclete. Sunt enorm de mulți iubitori de sport, de natură, care efectiv ar zburda cu bicicleta, să spun așa, nu au unde. Avem 2 km de pistă în Deva, acolo se oprește brusc într-un sens giratoriu, nu s-a mai continuat, a fost proiectul Mircea dus până la un moment dat, s-a oprit și așa mai departe. Ea trebuie să meargă de la Deva, să te urci pe bicicletă, să te poți duce până la Hunedoara, de acolo să treci dealul frumos la Călan, să ajungi în Simera, să faci un circuit de 15-20 de kilometri, care înseamnă sănătate, înseamnă degajarea drumurilor, înseamnă mai puțin emanații de dioxid de carbon și așa mai departe. Totul se poate rezolva prin atragere de fonduri europene. Automat, banii aceștia ar genera activități pentru societățile comerciale de aici, locuri de muncă pentru cei care nu-și găsesc un loc de muncă și așa mai departe. Ca după care să-ți aducă profit din partea cealaltă, că ți apar turiști, că crește potențialul zonei și... Da, aș avea ceva concret. Proiectul meu, foarte sigur și foarte important, care deja îl trecuseră actualii care ne conduc municipalitatea de Senat și s-a aprobase la Senat și venise în Deva. Priviți, dragi deveni, uitați, am aprobat unirea celor patru orașe prietene, i-am găsit conurbația. Și numele, conurbația Corbinia, primarul 4x4, președintele 4x5. Eram aproape de finalizare. N-am crezut că sunt așa mărșavi și îl blochează tot ei la cameră. Deci îl trec de Senat, care nu era cameră hotărătoare, și îl introduc în cameră și zace acolo. Evident că, pe urmă, dacă nu s-au ținut de cuvânt, nu și-au putut închipui, Hunedoara, primarul liberal, a pierdut, Simeria a decedat sau a plecat, Dumnezeu să-l ierte, a rămas unul singur din vechea gardă, cel de la Călan. Iovănescu. Atât a rămas, care cred și acum că s-a împotrivit. De ce s-a împotrivit? Nu știu. De ce n-a vrut să dea un pic de avânt și acelui Călan uitat de lume? N-am înțeles niciodată. Era un proiect care prindea și un circuit a unei linii de troleu, chiar și a unei... exista finanțare europeană pentru a crea Deva, Hunedoara, Simerea, chiar până în Orăștie, o linie de tramvai rapidă, altfel erau, stăteau lucrurile, eram optimiști. Am vorbit de proiecte curajoase și știți foarte bine, de un aeroport privat. Un aeroport privat care să nu se finanțeze numai din zboruri, ci să aibă și acolo în interior o școală de agenți de pază specializați pe direcția aeropoarte, să aibă o secție de specialiști în domeniul întreținerii feminine, să-i spun așa, în domeniul acestui marketing tot mai căutat, să fie și o stație de închiriere mașini pentru a putea omul să se deplaseze spre Alba, spre Timișoara. Deci erau variante enorme. Lucrurile trebuiau doar să aibă o susținere comună. Vedeți că s-a putut acest și lucru constantă. Și constant. Acest lucru în Alba s-a putut, în Arad s-a putut, în Timișoara s-a putut, în Oradea. Aici numai
a fost singurul județ în care pur și simplu s-au sufocat unii pe ceilalți. Vreau să vă întreb, domnule Munteanu, dacă Paula a mai pățit incidente neplăcute în timpul campaniei electorală. Paula sau echipa ei? Nu, Paula Corbu. Dacă au mai fost hărțuiți? Dacă... Paula Corbu și-a dat drumul, a început să fie activă pe toate sferele de activitate. E o fată ordonată, așa a fost toată viața ei, nu, bine era crescută. Dacă au mai fost am făcut câteva plângeri la poliție, ducând dovezi clare, cu înregistrări, cu filmări exacte. Unul dintre acelea ați fost și dumneavoastră. Dacă nu era acea emisiune, să putem sau să ni se accepte o redare clară, cum a intrat cu mașina în noi, cum a aspirat, cum a strigat, poate că lucrurile degenerau. Ne așteptăm pe ultima sută. Eu sper să nu. Adică mă gândesc că cred că totuși suntem... trăim într-o lume rațională civilizată. Exact. Se pare că nu mai au foarte mult sprijin nici de la București, pentru că a fost destul de subțire delegația unora la sărbătoarea de la Țebea și se pare că acolo s-au făcut multe reproșuri și multă ură în interior și au mai ieșit și pe la noi, celelalte partide, gen meeting de la termocentrala Mintia, ignorat de autorități, ignorat de o conducere centrală, nu se poate, ignorat de conducerea de aici, până la urmă urmii, prefectură, județ, locală, te duci acolo cu niște lideri și tu ești unul din beneficiari, adică deveni în preajma zilelor de începerea școlii, rămân fără apă caldă, își trimit copiii spălând dimineața, spălați într-un ligănuț și cu apă încălzită pe aragaz. Nu știu, mi se pare jenant. Eu am tras semnalul ăsta de mult timp. Domnule, haideți să ori preluăm termocentral. S-au lăudat că oprea, i-a lăsat blocați. Am mai avut noi în 2010 o acțiune în care tot așa niște băieți deștepți din energie au zis nu, Mintia trebuie să rămână ca o fată mare acolo și chiar dacă o ținem pentru 5 zile, o folosim doar în vârful de sarcină, dar o plătim și așa mai departe. Bun, dar atunci țineți-o, că noi aveam fonduri pe un capitol special pentru administrațiile locale și puteam asemenea Bacăului, care a băgat atunci 450 de milioane de euro și a rezolvat problema totală a Bacăului, deva să ori să tehnologizeze un grup, să rămână un grup într-adevăr stăpân pe el, dar tot prin Consiliul Județean și Primăria Deva, cele două forțe, și sau să meargă pe o altă variantă. Toată țara acum așa rezolvat, unii au ca un Edoara numai centrale de bloc, alții au în diferite alte forme încălzirea, numai noi suntem la cheremul unora care pur și simplu își bat joc de cetățenii noștri. Domnilor, mai sunt multe lucruri de discutat, dar am ajuns la finalul emisiunii. Nu se poate. Timpul este neiertător cu noi. Vor mai fi emisiuni alocate Partidului României Europene, mai avem două săptămâni. Ce le transmiteți pe final de emisiune celor care se uită la noi în acest moment, pe rând, vă rog? La cameră. Din 27 vom fi câștigătorii acestor alegeri. Paula Corbu va fi primar, după Sibiu, București și, de ce nu, Petrișu, o comună importantă din județul Arad, în care o fată de 23 de ani venită din presă și cinste reprezentanților media că au putut să scoată o asemenea fată și să le dovedească că a putut absorbi milioane și milioane de euro, locul 2 în țară după Ciugud. Mergeți la Irina, la Petriș și vedeți ce a făcut și să știți că se poate. Paula Corbu va fi, după Sibiu și București, o primăriță de toată mândria pentru Deveni. Mulțumesc! Eu, hunedoarenilor, le doresc tot binele din lume. Astăzi, în zi de sărbătoare, le doresc să fie sănătoși. Și sănătoși din toate punctele de vedere, ca pe 27 să poată să se deplaseze spre cabinele de vot. Iar dacă domniile lor consideră că viața lor este ok și este în regulă și lucrurile merg bine, îi rog să nu schimbe nimic. Să o lase așa.
Iar dacă văd că lucrurile nu sunt la nivelul așteptărilor și au fost dezamăgiți, îi rog să facă cu curaj o schimbare, să găsească oportunități. Paleta politică este deschisă, este vastă. Iar o variantă rămânem noi, Partidul României Europene. De ce? Suntem un partid altfel, un partid al oamenilor corect, serioși și mai presus de orice, un partid al oamenilor tineri. Le mulțumesc foarte mult și așteptăm alături de noi. Votați Lupul Dacic. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept și altă dată. Mircea Munteanu, susținător al domnului Paula Corbu, candidat pentru... E ciudat când spui despre o doamnă că e candidat. S-au obișnuit și alții la Sibiu și da. Contați pe deveni că sunt mai deștepți decât cred alții. Deci Mircea Munteanu, susținător Paula Corbu, candidat pentru primăria Deva, și domnul Romi Cărmăzan, candidat din partea Partidului României Europene pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara, au fost invitați în studioul nostru. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi, numai bine!